că fără gheare, fără cot, e un iepuraș ca tot, chirinici și oros nu este. Dar salută-te, măcar tu copiii! Teatru social pe care noi l-am organizat la Strășani și la Fălești este parte dintr-o serie de activități. Prin proiectul Acceptă dizabilitatea, nu și violența, pe care Asociația Motivație îl implementează în aceste două raioane. De ce să vorbesc? Oricum, nu mă aude nimeni, nici nu mă vede nimeni. De fapt, iepurașul vrea să se implice, dar din cauza lipsei accesibilității și din cauza faptului că necesitățile lui speciale nu erau luate în considerare, el nu putea să facă acest lucru și el încerca de mai multe ori să spună aceasta, dar nimeni nu l-a ascultat. Am decis că un teatru social sau să jucăm un spectacol, dar nu unul obișnuit, ci cu un mesaj social ar fi binevenit, pentru că este o altfel de abordare, este o activitate interesantă, este o activitate nu din cele standard, prin a transmite un mesaj social care va fi înțeles mult mai bine, pentru că prin intermediul unei povești, a unui spectacol și prezentarea unor situații în care se află personajele, ei înțeleg mai clar acest mesaj. Și iată, pentru a ne asigura anume că mesajul a fost înțeles corect, noi am organizat la sfârșit de spectacol o debriefare, astfel ca noi să fim siguri că mesajul pe care am vrut noi să-l transmitem a fost înțeles corect. Și noi suntem siguri prin faptul că noi am discutat iată, anumit comportament a anumitor personaje din acest spectacol, suntem siguri că ei vor fi mesagerii aceste informații și vor discuta așa cum pot ei și cum știu ei în familie, cu prietenii, cu colegii și vor transmite mai departe mesajul nostru. Dragi prieteni, ne bucurăm că iepurașul nostru a fost auzit și înțeles. Iar acum i s-au dat posibilitatea să se integreze în grupul nostru și are atât de mulți prieteni, pe voi, pe toți. Iar noi dorim ca o astfel de atitudine corectă să avem pe viitor față de